Bună dimineața sau bună ziua, dragilor, sunt Mihai Daniel, urmează un pump. Cred că e o probabilitate destul de mare să urmeze un pump în zilele următoare, probabil săptămâna viitoare, asta privind graficele. Ar fi minunat să avem o lună iunie așa cum am avut în 2019, o să vă arăt pe grafice ce s-a întâmplat în 2019 și o să vă arăt pe grafice care este targetul pentru acest pump. Ideea este următoarea. Piața în clipa de față este într-o fază în care oamenii își pierd interesul, da? Pentru că niciun bong, niciun tronc nu sunt zeci de monede care să facă 50%, 30%. Nu este acea efervescență pe care oamenii o așteaptă să intre în piață. Făcând consultanță de ceva timp, de ceva ani, vorbesc cu foarte multă lume și înțeleg psihologia umană. Vreau să vă spun că anul acesta, când piața se apropia de all-time high, cei mai mulți din clienții mei care au intrat anul ăsta în piață, deci care sunt începători, acolo au cumpărat, la vârf. Da? Asta înseamnă că piețele sunt dezinteresate în momentul în care nu au loc aceste pump-uri, da? Și volumul de bani este unul scăzut. Însă, balenele, cum v-am arătat la seară la știri, dacă n-ați văzut, uitați-vă, balenele cumpără cu 10 mâini Bitcoin. Perioadele de genul ăsta în care nu este interes major, da? Volumele sunt în scădere, oamenii nu mai vorbesc atât de mult, interesul este scăzut, cifrele, vizualizările, interesul online scade. Da? Dar în curând o să vedeți un nou all-time high. Foarte curând un nou all-time high. Haideți să vedem pe grafic. Vreau să vă arăt graficul și după aia să vă spun ce ar însemna all-time high-ul. Și sunt curios să văd ce face acțiunea aia românească care s-a listat la bursă, a companiei de gaz, nu știu cum o cheamă, dar vedem imediat ce a mai făcut, că de-abia s-a listat. Da? Și cred că în perioadele următoare, am văzut în comentarii, o să vorbesc și despre BVB în clipurile mele. Adică o să iau acțiuni care văd eu că au pump-uri frumoase sau au potențial, au volum, au lichiditate și o să le analizez așa, printre Bitcoin, printre Ethereum, printre cripto și altele. Și încă ceva, mulțumesc tuturor celor care ați fost aseară aici la Galați, la Hotel Mirror, la Cina Crypto. M-am simțit extraordinar, din nou am stat până am fost dați afară din local. Perfect. Bun, dragilor, sunt pe graficul Bitcoin, da? Iar aici putem să identificăm două lucruri. Un mega bull flag, da? Dați așa să-l dau aici, da? Pe 3 zile, ăsta care începe aici pe la 25 ianuarie, care se duce până aici, ăsta e huge, și un mini bull flag ăsta, care eu cred că se va valida în zilele următoare. De ce cred în ăsta? Pentru că ăsta are un target de vreo 18-19%, da? Asta înseamnă că dacă acest bull flag se validează și mă refer aici, da, deci de aici până în vârful ăsta, da, până la 71 și cu căderea asta, da, deci ăsta este un bull flag. Iar piața are toate narativele să se întâmple și îl măsură așa, super pesimist și dau 18%, înseamnă pam, 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 $79.000. Ar însemna un nou all-time high, ar însemna emoție în piață, da? Invalidarea acestui bull flag, cum se face? Dacă piața rupe acest 20 moving average pe 3 zile, adică 65.000, da? Și cade, să zic, până pe la 59 sau whatever, da? Ăla este scenariul bearish în care acest bull flag nu mai contează. Însă, noi avem un canal de consolidare extrem de important pentru piață și extrem de util. Aici este topul, 72.000 și ceva, 700-800, și ăsta este bottom-ul, $60.000. Bitcoin-ul este în canalul ăsta de pe 27 februarie, da? Hai să măsurăm numărul de zile. Are 96 de zile de când se află în canalul ăsta și consolidează. Ca să vă faceți idee, da? Ia priviți aici. Hai să scoatem astea. Da? Asta este o altă zonă de consolidare, da? Odată aici, ăla e un top. Și odată aici, ăsta e un bottom, da? În acest canal, Bitcoin-ul a stat
222 de zile, da? Suficient de mult încât să se plictisească toată planeta, da? Asta este boala planetară acum, plictiseala, gen oamenii vor să vadă ce s-a întâmplat în martie, în aprilie, dinamică, creșteri, x-uri, plusuri, nu știu ce. Lucrurile astea nu se întâmplă în fiecare zi, da? Și atunci, în perioadele astea, gen cum e acum, cine n-are răbdare, da? Deci aici vedeți, ăsta e un bull flag uriaș, da? Bull flagul ăsta, dacă se validează, da? Hai să-i fac și structura ca să înțelegeți la ce zic eu bull flag, cei care nu știți. Deci am un băț de aici, îl pun, da? Îl vedeți? Și ăsta e flagul, da? Dacă el rupe pozitiv, da, atunci pot să mut bățul ăsta, da? Și să zic așa, păi, targetul meu este undeva aici, la 92.000. Da? Din punctul meu de vedere, explozia va avea loc, se va produce. Când? Rămâne de văzut, ea se poate întâmpla și în luna aceasta. Da? Hai să scoatem desenele animate. Bun, am scos drawings. Hai să vedem ce făcea Bitcoin-ul în 2019, în iunie. 2021, cu tare, buf, bull market, nu știu ce, whatever. Deci ăsta este chartul pe iunie și iulie 2019, da? În mai începeam un mini pump și în iunie ne duceam la un vârf de piață, da? Deci din mai, cum am terminat noi acum, să zicem, de la final de mai, începeam un pump de 80%, da? Deci lucrul ăsta s-a întâmplat în iunie 2019. Asta înseamnă că Bitcoin nu este narativ extrem de bearish în luna iunie. Sunt și perioade în care el este bullish, da? Un scenariu de repetare a ceea ce a fost în iunie, da, ar duce Bitcoin undeva pe la 100. Hai să vedem ce ar însemna acum dacă ne ducem la 80% creștere, de unde ne aflăm. Da, ca să luăm în calcul, v-am dat. Deci, cel mai pesimist scenariu ar fi validarea acelui mic bull flag, da, pe care v-am arătat, adică ăsta, cu target la 79. Mai avem bull flagul mare cu target la 92 și avem acea creștere din 2019, da, de 80%. Hai să vedem ce înseamnă de unde ne aflăm noi acum, 18%. 80%, mă scuzați. Deci 80% ar însemna frumușel un 122.000 de dolari. E posibil scenariu? Da, este posibil. Am văzut așa ceva în iunie 2019. ETF-ul a fost aprobat. Bitcoin-ul a avut o performanță bună în ultimii, nu știu, aproape un an jumate, da? Și atunci narativa asta cu Bitcoin la 120.000 este una posibilă, dar este una na, să zicem wishful thinking. Dar nu e imposibilă. Bun, și hai să vedem la acțiunea celor de care vorbeam. Pam, pam. Ăștia fi. Premier Energy. Hai să-l dăm pe o oră, să vedem ce au mai făcut Premier Energy. Premier Energy sunt într-un bull flag, da? Bine, mai ciudățel. Se pare că n-au volume, asta este problema la Premier Energy. Să ne înțelegem, nu am niciun contract, habar n-am cine sunt oamenii la Premier Energy. N-am vorbit, cred că, niciodată în viața mea cu cineva de acolo. Dar mă interesează ce este și la noi pe bursă. Deci asta odată, Premierul, hai să văd ce volume au. Pe oră. Da, 3.000 de RON, adică, știți, aici 40 ceva de mii. Aici 17.000. Da, e la început de drum proiectul. Ok, bun. Deci, dragilor, hai să ne rugăm să aibă cea mai favorabilă evoluție Bitcoin-ul. Să-l vedem în luna asta la 120.000. Asta ar fi ceva extraordinar. Dar eu cred că din cele trei targeturi, 79.000 este cel mai realizabil pentru Bitcoin.